Legea 70 a șomajului a suferit o serie de modificări legate de majorarea unor subvenții date societăților comerciale care trebuie stimulate pentru a angaja șomeri, mai ales dintre cei cu studii superioare. Salariul acordat unui absolvent de studii superioare recrutat dintre șomeri s-a majorat de la 250 de lei la 900 de lei, din care jumătate este susținut de AJOFM în condițiile în care angajatul va fi menținut pe post 5 ani. După cum știți, la ultimele conferințe de presă, legea 76, legea șomajului, a fost modificată undeva în luna noiembrie prin mărirea acestor subvenții de la 500 de lei la 900 de lei pentru fiecare șomer din categoriile defavorizate care va fi angajat de agenții economici. Așteptăm bugetul, sperăm să îl primim fila de buget cât mai rapid, astfel încât toți agenții economici care vor veni la noi să poată beneficia de aceste subvenții mărite, de la 500 la 900. Ele sunt cumva mai atractive, pentru că la fel ca și în alte situații, sumele se raportau la indicatorul social de referință, care era de 500 de lei și era nemodificat de foarte mult timp. Și acum această măsură sperăm să fie mai atractivă, de 900 de lei, iar la absolvenții de studii superioare, la fel în programul de guvernare, sperăm să apară cât mai curând, va fi o facilitate mai mare pentru angajatori și pentru absolvenții care vor fi angajați, în sensul că se va garanta un salariu de 2500 de lei, din care aproximativ jumătate va fi suportat de către Agenția de Ocupare pentru angajatori. Legea stagiaturii făcea parte până acum dintre actele normative neaplicate, din cauza faptului că avea prevederi cu totul și cu totul neatractive. Cum posturile pentru studii superioare sunt destul de puține, angajatorii nu apelau la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă pentru a-și recruta personal, ci făceau angajări directe. Deci vor avea un salariu onorabil absolvenții de studii superioare încă de la început, pentru 3 ani de zile. Deci va fi facilitatea cu obligația de menținere 5 ani. Așa apare deocamdată, deci, acest proiect. Bineînțeles că e ceva care pe noi ne bucură, pentru că și până acum existau reglementări legislative pentru cei cu studii superioare. Era acea lege a stagiaturii, prin care, ca să ai, să-ți echivalize stagiul exact în profesia ta, angajatorii primeau timp de 6 luni 500 de lei subvenție, ca să angajeze efectiv absolvenții de studii superioare în profilul în care îl are pe diplomă. În schimb, cum fusese dată legea, același angajator, dacă l-a angajat pe o meserie obișnuită, primea acei 500 de lei pe legislația din legea 76 timp de 12 luni. Și nu mai era obligat să facă acel... Deci dacă făcea stagiu, trebuia să aibă și un îndrumător de stagiu, să-i facă un raport de stagiu la sfârșitul perioadei, că s-a integrat în meserie și totul e ok. Deci consuma și mai mult, că un om era cumva scos o bucățică din producție tocmai ca să aibă grijă de absolvent și în același timp primea de la stat o sumă mai mică angajatorul. Și atunci nimeni nu prefera să face și, din păcate, de când e legea în vigoare, sunt undeva la 4-5 ani, nici măcar un angajator din județul Neamț nu a solicitat să beneficieze de prevederile legerii acestei legi. Deci pentru organizarea stagiaturii. Toți mergeau pe legea clasică. Sperăm de acum toți să nu mai meargă pe cei cu 900 de lei, vor veni, fiind sumele mai mari, vor veni pe legislația nouă și atunci probabil vom avea mult mai, tot timpul am primesc întrebări cât cu studii superioare, câte locuri de muncă avem, cât se angajează și tot timpul cifrele sunt foarte mici comparativ cu celelalte domenii. În condițiile modificărilor legislative care țin de înlăturarea aberației, potrivit căreia un angajator prime o subvenție mai mare dacă a angajat pe un alt post un absolvent cu studii superioare, lucrurile ar putea sta altfel și în acest domeniu. Deci vor avea un salariu onorabil absolvenții de studii superioare încă de la început, pentru 3 ani de zile. Deci va fi facilitatea cu obligația de menținere 5 ani. Așa apare deocamdată, deci, acest proiect. Bineînțeles că e ceva care pe noi ne bucură, pentru că și până acum existau reglementări legislative pentru cei cu studii superioare. Era acea lege a stagiaturii, prin care, ca să ai, să-ți echivalize stagiul exact în profesia ta, angajatorii primeau timp de 6 luni 500 de lei subvenție, ca să angajeze efectiv absolvenții de studii superioare în profilul în care îl are pe diplomă. În schimb, cum fusese dată legea, același angajator, dacă l-a angajat pe o meserie obișnuită, primea acei 500 de lei pe legislația din legea 76 timp de 12 luni.
și nu mai era obligat să facă acel... Deci dacă făcea stagiu, trebuia să aibă și un îndrumător de stagiu, să-i facă un raport de stagiu la sfârșitul perioadei că s-a integrat în meserie și totul e ok. Deci consuma și mai mult, că un om era cumva scos o bucățică din producție tocmai ca să aibă grijă de absolvent și în același timp primea de la stat o sumă mai mică angajatorul. Și atunci nimeni nu prefera să face și din păcate de când e legea în vigoare, sunt undeva la 4-5 ani, nici măcar un angajator din județul Neamț nu a solicitat să beneficieze de prevederile legerii acestei legi. Deci pentru organizarea stagiaturii. Toți mergeau pe legea clasică. Sperăm de acum toți să nu mai meargă pe cei cu 900 de lei, vor veni, fiind sumele mai mari, vor veni pe legislația nouă și atunci probabil vom avea mult mai, tot timpul am primesc întrebări cât cu studii superioare, câte locuri de muncă avem, cât se angajează și tot timpul cifrele sunt foarte mici comparativ cu celelalte domenii. De acum sperăm ca cifrele să meargă undeva la situația mai reală, pentru că angajările erau pe studii superioare, dar efectiv nu mai treceau prin agenție, pentru că cum ar veni căutători de loc de muncă, erau mulți, locurile nu erau așa multe și angajatorul își găsea direct, efectiv, când avea nevoie de un inginer, de un economist, de ceva, fără ca aceasta să mai apară în statistici, foarte clar. De acum, probabil că cifrele se vor schimba puțin, fiind această nouă reglementare. Reprezentanții Agenției de Ocupare a Forței de Muncă cred că angajatorii vor fi interesați să comunice mai multe locuri de muncă pentru absolvenții de studii superioare în condițiile în care vor fi stimulați prin noile subvenții.